Bine v-am găsit! Începem săptămâna cu optimism. Asta ne spun guvernanții care promit că în iunie vom ajunge la normalitate dacă respectăm restricțiile și dacă ne vaccinăm. Întrebarea este dacă vom reuși să ne vaccinăm măcar 10 milioane până în iunie. Cum putem accelera acest proces și dacă vom reuși, răspunsul îl vom afla în ediția de astăzi. Despre statistici și studii privind pandemia, gradul de imunizare și deciziile guvernanților, vom discuta tot astăzi cu specialiștii din domeniu. Sunt Iulia Bălușă și vă invit să urmăriți emisiunea 60 de minute. Pentru început să urmărim principalele subiecte ale zilei. Un tânăr medic rezident din Timișoara a fost găsit mort de mama sa în casă. Se pare că acesta ar fi recurs la un gest extrem. Este prima ipoteză luată în calcul de anchetatori. Acesta a lucrat o bună perioadă de timp cu pacienții bolnavi de COVID-19. Colegii săi spun că s-ar fi plâns des de oboseală. Aceștia invocă sindromul burnout, adică o puternică stare de epuizare în rândul cadrelor medicale. Tânărul de 28 de ani era medic rezident, lucra în secția ATI a Spitalului Județean Timișoara. Ar fi recurs la gestul extrem după ce a ieșit din tură. Mama sa l-a găsit fără suflare în locuință. În zadar au încercat medicii de pe ambulanță să îl resusciteze. Colegii săi cred că tânărul suferea de sindromul burnout. O bună perioadă a tratat bolnavii de COVID-19. Sindromul burnout, adică epuizare fizică și psihică a cadrelor medicale aflate în prima linie de luptă cu pandemia de coronavirus, este foarte răspândit în spitale și se manifestă acut, mai ales în situații critice. La Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara a fost realizat în premieră în România un studiu despre gradul de epuizare al angajaților. Cercetarea a demonstrat că peste 56% dintre cadrele medicale din linia întâi au un nivel mediu sau ridicat de burnout. În ceea ce privește extenuarea emoțională, aceasta se regăsește în cazul la peste 55% dintre participanții la studiu. Peste 67% dintre angajații Spitalului Victor Babeș au declarat că au un grad ridicat de stres, iar peste 64% au spus că resimt îngrijorare, oboseală, dar și faptul că niciodată nu au timp pentru ei. Un semnal de alarmă este legat de gradul de anxietate. În urma cercetării s-a constatat o creștere a anxietății, nivelul acesteia fiind de peste 34%. Studiul a arătat ceea ce, din păcate, am bănuit în momentul în care, împreună cu colegii mei, am decis să realizăm acest proiect unic de altfel în România. Un grad ridicat de epuizare profesională, dar și personală, ceea ce lasă urme adânci. Noi nu am putut să ne luăm prea multe zile libere în ultimul an pentru că era nevoie de fiecare dintre noi. Cum să fi plecat când secțiile erau pline, când oamenii erau în suferință? Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a declarat că studiul va fi transmis Ministerului Sănătății pentru a putea fi aplicat și în alte unități sanitare aflate în lupta anticovid. Situația din secțiile de terapie intensivă continuă să fie îngrijorătoare. Numărul internărilor crește de la o zi la alta. Autoritățile centrale au raportat astăzi un nou record. De cealaltă parte, însă, numărul cazurilor noi este mult mai mic față de ziua precedentă. Premierul Câțu susține că ultima serie de măsuri restrictive a dus deja la o scădere a infectărilor în multe zone din țară. Și săptămâna aceasta a început cu un record în secțiile de terapie intensivă. 1478 de bolnavi sunt internați la ATI în stare gravă și critică. Este cel mai mare număr înregistrat de la debutul pandemiei. De asemenea, niciodată nu au mai fost atât de mulți bolnavi internați în spitalele COVID și, din păcate, într-o singură zi au murit 120 de oameni. Din cele peste 14.000 de teste efectuate, peste 3.600 au ieșit pozitive. Sunt oameni care s-au îmbolnăvit de COVID-19 în decurs de 24 de ore. Cei mai mulți dintre ei sunt din capitală. Aici au fost raportate 1.603 cazuri noi. Autoritățile sunt optimiste însă în ceea ce privește evoluția epidemiologică. Mă uit la evoluția zilnică a cazurilor, de exemplu, și am ajuns la, dacă mă uit la o medie mobilă, avem un platou care se menține de aproape o săptămână. Pe București avem iarăși o stabilizare, chiar o scădere în ultimele câteva zile. Foarte important, Ilfovul, iarăși, și la Ilfov avem un platou, s-a atins un platou. Timișoara scade, deci județul Timiș scade, deci măsurile au avut și acolo efect. Județul Ilfov continuă să fie cea mai roșie zona țării. Aici a fost raportată o rată de infectare de aproape 9 cazuri la 1000 de locuitori. Capitala este pe locul 2 cu o incidență de 6,83. Bucureștiul este urmat de județele Cluj și Timiș.
Problemele cu transportul celei mai mari tranșe de vaccin s-au rezolvat. Dozele Pfizer, care erau programate să ajungă în această dimineață în România, au sosit la ora 15, după câteva ore bune de întârzieri. Oficialii din sănătate au transmis de dimineață că există ser suficient pentru a acoperi și ziua de mâine, în caz că problema nu va fi remediată. Peste 500.000 de doze de ser imunizant produs de Pfizer ar fi trebuit să ajungă în această dimineață în România. Numai că pe pistele din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara nu a aterizat niciun avion. Reprezentanții companiei aeriene spun că întârzierea este cauzată de volumul mare de marfă transportată în această perioadă. Oficialii din sănătate spun că nu va fi afectată campania de vaccinare. Autoritățile promit că noua tranșă de vaccinuri o să ajungă astăzi, iar dacă totuși vor continua problemele, dau asigurări că există doze de vaccin și pentru ziua de mâine, în condițiile în care cele programate să ajungă astăzi în țară vor întârzia și mai mult. România mai are în stoc aproximativ 60-70 de mii de doze Pfizer. Vineri a fost distribuit ser pentru sâmbătă, duminică și luni. Tranșa care ar fi trebuit să ajungă în această dimineață este cea mai mare primită de România până acum. Din cele peste 500 de mii de doze, cele mai multe urmau să ajungă în centrul de stocare din București, peste 170.000. Peste 3 milioane de doze Pfizer ar urma să ajungă în România luna aceasta. Cel puțin așa arată calendarul programărilor. Până acum, țara noastră a primit peste 2.800.000 de doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar peste 2.600.000 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației. Un pacient infectat cu SARS-CoV-2 ar trebui să fie hrănit bine pentru a lupta cu boala, însă recomandările specialiștilor nu prea sunt tratate cu responsabilitate de autorități. Doar 2 euro are Ministerul Sănătății pentru a asigura mesele zilnice ale unui bolnav de COVID-19. Medicii trag semnale de alarmă și le cer guvernanților mai mulți bani. Doar 53 de miliarde de lei are Ministerul Sănătății pentru a asigura hrana bolnavilor din spitale. Vorbim despre bugetul pe anul acesta. Bani insuficienți pentru a îngriji corespunzător pe pacienți, spun medicii. Printr-un mesaj postat pe Facebook, managerul spitalului Marius Nasta din Capitală trage un semnal de alarmă. Din păcate, alocația pentru hrana zilnică, din perspectiva mea, este insuficientă, mult sub nevoia reală a unui pacient bolnav de COVID și nu numai. La cele 3 mese primite zilnic, un bolnav de COVID-19 primește hrană în valoare de 10 lei, un pacient cu diabet are alocată suma de 15 lei, iar un bolnav de tuberculoză este hrănit cu 16 lei pe zi. Și medicii nutriționiști sunt de părere că un bolnav nu poate fi hrănit corespunzător din acești bani. Ei spun că pentru a avea o sursă proteică de calitate este nevoie de mai mult de 10 lei. Iar situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât numărul copiilor internați cu COVID-19 a crescut considerabil. Ministrul Sănătății a spus că sunt peste 160 de copii în spitale. 16 dintre ei sunt în secțiile ATI, iar 2 sunt intubați. La începutul verii am putea atinge obiectivul de 10 milioane de vaccinați. Previziunile autorităților au devenit mai optimiste datorită numărului mai mare de doze de vaccin. Astfel, din luna august, economia românească s-ar redeschide total. Cu toate acestea, Florin Câțu pare că este îngrijorat pentru modul în care decurg programările la vaccinare, iar din această cauză a cerut primarilor cât și cultelor religioase să facă campanie pro-vaccinare. Prim-ministrul Florin Câțu a susținut o conferință de presă pentru a prezenta câteva subiecte cheie pentru perioada următoare. Cel mai important subiect privește campania de vaccinare. Sunt două luni foarte importante pentru noi, lunile aprilie și luna mai. Pentru că în aceste două luni vom avea aproape 8,3 milioane de doze de vaccin care intră în România. Și sunt foarte importante pentru că la finalul lunii mai ar însemna în cel mai pesimist scenariu să avem aproape, cu siguranță, 5 milioane de persoane vaccinate, și vă spun de ce este important, și într-un scenariu mai optimist, 6,3 milioane de persoane vaccinate. Astfel, previziunile făcute la începutul campaniei de vaccinare au devenit mult mai optimiste acum. Vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la sfârșitul lunii iulie. Deci mergem mai repede decât ne-am programat, dar este important ca toată lumea să vrea să se vaccineze. Și vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie, ceea ce clar arată, sunt 70% dintre persoane adulte și putem să vorbim clar de
o redeschidere a economiei aproape în totalitate. Premierul a lăsat impresia în urma declarațiilor că se așteaptă la o stagnare a numărului de vaccinări. Potrivit autorităților, în acest moment sunt în jur de 700.000 de persoane pe listele de așteptare, ceea ce reprezintă o mică parte din obiectivul de 10 milioane de persoane vaccinate. Florin Câțu a vorbit pentru prima dată de înființarea unui comitet interministerial care va avea responsabilitatea de a pregăti redeschiderea economiei. Acest comitet interministerial, bineînțeles, am spus că va include toate ministerele. Mă gândesc, bineînțeles, să includem ca invitați, nu ca membrii, și asociații și patronate, vom avea discuții cu ei. Avem timp să pregătim redeschiderea și am arătat clar că atunci când programez, când ai discuții înainte, rezultatele sunt bune. La final, prim-ministrul a cerut oamenilor să mai aibă puțină răbdare și a oferit asigurări că dacă oamenii se vor vaccina, vom trece mai rapid peste această perioadă. Veste bună pentru iubitorii de muzică și petreceri. Festivalurile din această vară ar putea avea loc dacă autoritățile vor accepta măsurile propuse de organizatori. Una dintre ele ar fi asigurarea testării zilnice a tuturor participanților, dar încă se discută și despre accesul pe bază de certificat de vaccinare. Festivalurile din această vară ar putea avea loc cu anumite condiții de acces. În cazul festivalurilor Untold și Never See, varianta preferată este testarea zilnică a fiecărui participant. Eu personal sunt foarte optimist, tocmai din perspectiva asta, că în 2021 suntem într-un scenariu mult mai favorabil decât în 2020, când nu exista niciun vaccin, nu exista niciun număr mult mai mare a celor care trecuseră prin boală și care au anticorpi. De asemenea, în acest an, iată că avem soluții non-invazive de testare rapidă. Ar fi greșit să spunem doar cei care au trecut prin boală sau doar cei care fac vaccinul au dreptul să meargă la un eveniment, fie că e festival, fie că e teatru, sau la un restaurant, sau într-un hotel. Noi și propuneam, în cazul festivalului nostru, care înseamnă și în cazul Untold și în cazul Never See, înseamnă 4 zile de eveniment, propuneam testarea cu testare rapidă în fiecare zi. Potrivit lui Edi Chereji, directorul de comunicare al Untold și Never See, deja au fost adunate date privind evenimentele din mai multe țări și sunt deja peste 100 de pagini pregătite pentru întâlnirile ce vor urma cu autoritățile. Concluziile au fost că un eveniment la care accesul se face pe bază de test este chiar mai sigur decât mersul la supermarket. Nu întrebați, doar ascultați. Aceasta este reacția autorităților când oamenii cer explicații pentru deciziile din timpul pandemiei. În astfel de vremuri, autoritățile afirmă cu lejeritate că prioritatea cercetătorilor români nu este aceea de a afla cum se răspândește coronavirusul în comunitățile locale. Deci, după gândirea celor care ne conduc, cetățenii trebuie să respecte orbește restricțiile, fără să mai pună întrebări. România își scoate în față specialiștii de fiecare dată când trebuie luată o decizie de natură medicală. Sfaturile acestora sunt în mare parte incontestabile, dar totuși, de cele mai multe ori, autoritățile doar îi citează, în loc să-i lase pe ei să-și susțină cu argumente declarațiile. Din această cauză, evident, avem acest fenomen de neîncredere a populației în autorități. În ultimele zile asistăm la proteste organizate în mai multe localități din țară. Manifestanții scandează împotriva purtării măștii, cât și împotriva restricțiilor de liberă circulație. Cauza principală a acestor proteste este, de fapt, lipsa de comunicare a guvernanților. Oamenii din stradă, cât și o bună parte din cei de acasă, acuză lipsa de explicații. Metropola TV a făcut un demers cu scopul de a afla ce studiu românesc determină modul în care se răspândește virusul SARS-CoV-2 în comunitățile românești. În acest sens, l-am întrebat chiar pe cel care este imaginea campaniei de vaccinare. Nu știu un astfel de studiu. Ceea ce s-a concluzionat până la acest moment sunt datele disponibile la nivel internațional. Până la urmă, comportamentul populației este similar de la o țară la alta, existând sigur mici diferențe care țin de cultura fiecărei țări, însă calea de transmitere primordială rămâne cea respiratorie prin picături de secreții respiratorii.
Nimic nou sub soare, deci înghițim studiile străine fără să mai punem la îndoială sau măcar să analizăm dacă se potrivesc pentru noi. Sigur, nu avem o analiză proprie a tiparului de răspândire a virusului, nici nu știm, pe baza unor analize clare, care sunt activitățile cu risc crescut pentru comunitățile românești, dar măcar avem un colonel care știe să ia la mișto întrebările de interes public. Nu am fi putut, nu avem specialiști care ar fi putut întocmi un astfel de studiu. Ca să demonstrăm secretul lui Polișinel, nu știu dacă acest obiectiv face parte din prioritatea cercetătorilor la acest moment, având în vedere că se cunosc aceste căi de transmitere. Nu cred sau nu estimăm sau nu anticipăm că în România calea de transmitere este diferită față de ce se întâmplă la nivel global. Sigur, prioritatea cercetătorilor români nu este pandemia mondială. Poate ai noștri încă sunt în 2009 și cercetează gripa porcină. Cu toate că secretul este cunoscut, după cum afirmă Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare ține să ofere în continuare răspunsuri neclare. Iar dincolo de toate acestea, la noi cercetarea este un fel de nei ca nimeni. Nici o instituție, nici statul la nivel central nu încurajează și nu finanțează studiile, analizele de orice fel ar fi ele. Și dacă tot ne referim în această perioadă la cercetarea medicală, știați că există în România un institut de virusologie? Site-ul acestuia, tehnic vorbind, pare a fi lovit în plin de varianta virtuală a SARS-CoV-2. Abia mișcă și arată oribil. Evident, nu găsești niciun studiu propriu referitor la COVID-19. Foarte puține informații relevante pentru publicul larg pot fi găsite pe site-ul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila. În general sunt citate articole din străinătate. Dacă sunteți tentați să intrați pe pagina Institutului Cantacuzino, o faceți pe nervii dumneavoastră. Nu prea funcționează pagina web și oricum nu găsiți mare lucru. Poate la capitolul cercetare științifică să vă intereseze un proiect despre evaluarea unui model microbiologic și epidemiologic de screening al apelor reziduale care să servească sistemului de sănătate publică pentru documentarea unor proceduri naționale de monitorizare a circulației SARS-CoV-2 în mediu. Sigur, un studiu aflat la început, dar fără nicio garanție că va fi continuat. Astfel, tot ce le rămâne cetățenilor este să înghită pe nerăsuflate măsuri restrictive fără a li se pune la dispoziție date, analize ori studii care să le întărească justeția sacrificiilor. Și alături de mine este domnul Dan Gherguț, statistician. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem cu începutul. Am prezentat un material cu studiile care nu există. Ce populație avem noi în România, în București? Asta ar fi primele întrebări, dar mai ales dacă putem să facem o testare în masă. Dacă este să ne uităm la datele oficiale, ca populație rezidentă suntem undeva la 19,5 milioane. Aici sunt două definiții, să spunem, ale populației care ar trebui luate în considerație. Una ar fi populația rezidentă, o așa zisă populație care locuiește în mod obișnuit la o anumită adresă și este vorba în condițiile astea de populația de facto și populația după domiciliu, care figurează la un domiciliu în baza unui act legal și asta este populația de iure. Și de obicei, între aceste două categorii de populație există evident o diferență. În cazul Bucureștiului, dacă ne luăm după populația după domiciliu, suntem undeva aproape de 2 milioane de locuitori. Haideți să vorbim în niște cifre rotunde. Deci la București 2 da. Iar dar ca populație care locuiește în mod obișnuit, ar trebui să avem niște date cât de cât cu o frecvență mai mare, dar care cu siguranță ne vor spune că populația rezidentă este cu mult mai mare. Cu siguranță este cu mult mai mare, da. Pentru că acum, sunt mulți care locuiesc, să zicem, ilegal, cumva, da. Adică fără vreun act dovedit. Da, fără să-și facă, eu știu, o mutație, o flotant sau o carte de identitate. Așa cum și în Ilfov, dacă este să discutăm, avem aceeași situație. Una este populația rezidentă, alta este populația după domiciliu. Și acum când vorbim de ratele de incidență, cele care sunt publicate și calculate conform unei metodologii la fiecare 14 zile, iarăși depinde ce punem la numitor. Și dacă este să luăm după populația de domiciliu, aici lucrurile pot deveni extrem de volatile. Clarificarea acestui aspect, să zic, tehnic, al modului în care se calculează toți acești indicatori, este extrem de importantă. Și poate ne amintim că doar în urmă cu ceva zile, săptămâni, a fost o dispută legată de
aceste formule, care ce problemă tehnică, să spunem, de calitate pun în privința acestor rezultate? Problema comparabilității. Și dacă schimbi o formulă la un moment dat, greu să o poți compara cu cealaltă. Sau în orice caz, să ai elementele care să-ți permită această comparabilitate, cum se spune, în timp și în spațiu. Și poate, eu știu, asta e doar opinia mea, poate că era util ca cel puțin o anumită perioadă să poată fi calculați ambele seturi de indicatori, se vadă unde sunt diferențele, ca de la un moment dat, în baza unor raționamente absolut acceptabile, să se renunțe la unul dintre ele și să se continue cu celălalt. Acum, ceva mai devreme, Adina Ora, ați relatat despre intenția guvernului de a ajunge în vară la circa 10 milioane de persoane vaccinate. Și în contextul ăsta, cum vedeți această situație? Vom ajunge sau nu vom ajunge? Bine, aici depinde de o capacitate logistică, evident, de a face față unei asemenea deziderat și de modul în care toate autoritățile implicate în acest proces vor considera util cum să găsească cele mai bune soluții de organizare. Dar iarăși, studii de la Organizația Mondială a Sănătății spun că preferabil este pentru atingerea unui prag optim de imunizare circa 70% din populație să fie vaccinată și iarăși dacă ne raportăm la cifrele de care întrebați mai devreme, asta ar însemna ca undeva la 13 milioane de români să fie vaccinați într-un orizont de timp cât mai apropiat. 10 milioane, evident, este o țintă optimistă, dezirabilă și bun, cât mai înseamnă până la 13 milioane, să zicem că într-un un interval de timp până la sfârșitul anului, în toamnă, eu știu, dacă e să luăm și un reper plăcut nou până la Crăciun, să vedem și ținta asta atinsă, da, comportă foarte multe semne de întrebare, din nou, odată din punct de vedere logistic. Apoi sunt alte studii sociologice care spuneau că aproximativ 50-53% din populația adultă a țării ar fi dispusă să se vaccineze. Și iată, sunt două chestiuni care ajung la un moment dat să se bată cap în cap. Plus, pe platformă sunt 700.000 de persoane. Da. Noi nu vorbim și despre imunizarea, vorbim despre imunizarea prin vaccinare, dar nu vorbim despre imunizarea după ce te-ai vindecat de boală. Adică, după ce te-ai vindecat, totuși ai anticorpi și poți să spui că ești imunizat. Da, nu sunt poate cel mai măsură atunci să vorbesc despre acest subiect, eu știu, la un mod profesional și de detaliu, dar în mod cert este un subiect care este de bun simț și îl intuim cu toții că de vreme ce spunem că prin boală am căpătat o oarecare doză de imunitate, într-un fel sau altul suntem cel puțin din punctul ăsta de vedere mai protejați. Și într-adevăr, de acum, de vreme ce procesul de vaccinare avansează, din ce în ce mai multe persoane sunt vaccinate, poate că ar fi util ca în fixarea acestor măsuri de restricții, acest aspect să fie și el luat în calcul. Dar iarăși intervin factori psihologici. De ce unii să aibă poate niște avantaje și alții nu? Pentru că au beneficiat poate în anumite condiții de șansa de a se vaccina. Și atunci pot apărea discriminările. Sunt chestiuni nu neapărat tehnice, e adevărat politice, dar de natură psihologică, care în mod cert trebuie luate în considerare, trebuie cântărite atunci când s-ar lua o măsură de acest gen. Într-o emisiune, nu mai are importanță la ce televiziune am văzut asta, erau persoane vârstnice care spuneau, pe noi de ce ne țineți în casă dacă pe noi ne-ați avut în vedere să fim vaccinați în primele valuri? Exact. Și în condițiile astea, de ce vreți în continuare să ne țineți în casă? Da, este un aspect care trebuie discutat și pentru care ar trebui găsit un răspuns adecvat, pentru că neliniștea, anxietatea, nemulțumirea, știindu-te nevoit să stai atât în casă, izolat, da, creează nemulțumiri. Alături de noi este și domnul Octavian Jurma de la Timișoara, cercetător. Bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Știu că aveți și dumneavoastră o opinie cu privire la ceea ce discutam cu domnul Gherguț. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Da, am urmărit cu atenție discuția. Ce puteți să ne spuneți când vorbim despre persoanele vaccinate și persoanele care sunt imunizate după ce au contractat virusul și au avut boala?
Valul 3 în sine este un răspuns la întrebarea aceasta, pentru că din multe estimări și ale colegilor de la gras.ro suntem cumva de acord că aproximativ 20% din populația a fost imunizată în valul 2 și în perioada respectivă, adică un procent foarte mare, mult mai mare decât cel vaccinat. Încă 5% din populație imunizată prin vaccinare și cu toate acestea avem un val care a umplut spitalele, ne dă uriașe bătăi de cap, pentru că virusul se adaptează. El nu stă pasiv și așteaptă ca noi să îl eliminăm, el răspunde în mod inteligent la măsurile noastre de protecție, care dacă nu sunt aplicate foarte rapid și foarte ferm, exact ca pe front, îi dai inamicului posibilitatea să se reorganizeze și să revină pe front cu contramăsuri mai adecvate la ceea ce ai reușit tu să inventezi câtă vreme te-ai pregătit pentru contraofensivă. Deci vaccinarea este o discuție care este scoasă din context, ca mai toate măsurile de la noi. Ați discutat chiar la începutul emisiunii, am urmărit și eu. Faptul că, eu știu, orarul, toate lucrurile astea care au sens într-un anumit context, nu mai au sens în alt context. E ca și cum ai zice, uite ce bujii faine de la Mercedes-ul ăsta, hai să le pun la mine în Dacia. Și nu merge și măsurile îți devină. Deci trebuie să ne uităm la contextul nostru socioeconomic și cultural și să ne uităm într-adevăr. Școlile la noi au același pattern ca școlile din Occident, în care sunt proximitate și așa mai departe. Testăm, nu testăm, ce facem? O mulțime de factori care... Că vorbim de cultură, de ce am ales să imunizăm persoanele în vârstă? Pentru că bătrânii de la noi nu ies atât de des precum ies bătrânii din Italia, din Spania. Ei au mult mai multe activități. Ies la alergat, ies la terase, la restaurante. La noi oamenii în vârstă nu prea ies atât de mult. De ce am prioritizat și am făcut asta să se vaccineze ei primii și am încercat să-i protejăm, dar ei oricum se protejează singuri? Și nu am luat în considerare populația activă, populație care poate răspândi virusul. În general, politica de vaccinare este strânsă legătură cu politica de sănătate publică. Ține de o filozofie de sănătate publică, dacă vreți, care până la urmă este iarăși în context cultural, social și mai ales politic. La noi, din punctul meu de vedere corect, subliniez că acest lucru mi s-a părut corect, noi am ales să începem cu salvați salvatorii. Este în orice criză, trebuie salvați salvatorii, pentru că ei la rândul lor, dacă sunt incapacitați, mor mult mai mulți oameni. Și de aceea și în avion ți se spune, puneți întâi ție masca și abia după aceea ajutați copiii și pe cei din jur. Deci aici am avut un consens. Apoi, într-adevăr, avem două criterii mari. Criteriul de risc personal în fața bolii. Deci bătrânii sunt locul în care mortalitatea este excesivă, ca să spunem așa, cu predilecție. Au cel mai mare risc în fața bolii. Și acesta este un criteriu care s-a adoptat și la noi și în multe alte țări. Un lucru care la noi după aceea nu s-a mai adoptat, când s-a luat criteriul de esențialitate, s-a luat criteriile ca să funcționeze bine economia. Dar și ăla un pic își, că până la urmă funcționarii au fost cei mai esențiali, nu transportatorii, profesorii sau alte lucruri. Dar al doilea criteriu, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie criteriul de risc epidemiologic. Asta ne-ar face să vaccinăm, de exemplu, tinerii mai rapid, pentru că ei transmit disproporționat boala, cei care au contact cu publicul. Deci avem niște criterii de risc epidemiologic pe care acești specialiști de care ați invocat și pe care și eu aș vrea să-i cunosc și niciodată sunt veșnic invocați. Sunt ca teroriștii de la Revoluție, dacă mereu invocați, dar niciodată nu vezi unul. Să vedem și noi, într-adevăr, măcar să măsoare criteriile de risc epidemiologic în populația noastră, pentru că, într-adevăr, dacă ei sunt sute sau mii chiar de cercetători care bănuiesc că sunt non-stop preocupați de pandemie, măcar să producă niște grafice, niște date, inclusiv acest raport de care vorbea domnul statisticianul nostru, domnul profesor aici, este foarte important, pentru că ei publicau atât incidența raportată la populația rezidentă, cât și la populația domiciliată. Ambele populații se pot downloada foarte frumos de pe Institutul Național de Sănătate Publică, unde avem alte sute de cercetători care asta fac, estimează populațiile la nivel de localitate și oameni ca noi se duc la extract și fac graficele. Ca să nu iasă circ cu incidența la 1000, au raportat după modelul european, cu incidența la 100.000. S-a enervat premierul și prin urmare au dispărut cele două pagini. Suntem în ceață din punctul ăsta de vedere și n-au mai revenit. Deci răspunsul de obicei, când există oarecare îndrăzneală la nivelul institutelor de cercetare să publice niște date, este un răspuns foarte ferm și de obicei ostil din partea guvernului, ceea ce explică de ce nicio instituție de cercetare academică din România nu publică cercetări independente, pentru că se tem că o să supere clasa politică cu niște concluzii cum ar fi, n-avem cum să ne vaccinăm 50% până în iulie, nici să ne facem 70%, hora unirii în Piața Victoriei. Este absolut exclus, vă dau un scris că nu o să se întâmple asta.
pentru simplu motiv că ar trebui ca să ajungem la 70.000 de vaccinări pe zi, ca înmulțit cu 30 de zile să ne dea 2 milioane de vaccinări, de inoculări pe lună. Asta înseamnă în 10 luni am reușit să vaccinăm 20 de milioane de oameni. Păi suntem în aprilie și facem socoteala și am reușit să vaccinăm 10 milioane de oameni, 50% în decembrie-ianuarie, presupunând că toată lumea stă frumos încolonată la coadă și se vaccinează. Lucru care nu se va întâmpla pentru că noi nu comunicăm cu oamenii în perioada asta în care ei sunt încă curios să se vaccineze. Acum le promit că se vor relaxa. Trebuie să facă o campanie, să fie ajutați de biserică, de reprezentanții comunităților locale. Exact. Ei trebuie implicați și mai ales în absența unor restricții, tu de ce să te vaccinezi? Pentru că dacă tu primești relaxare cu sau fără vaccinare, dacă tu ești egal, această egalitate într-adevăr mi se pare absurdă, că eu de ce nu-mi permit un Lamborghini sau un apartament de lux? Acum ce fac? Mă duc la guvern să nu lase nici pe ăla să-și cumpere o mașină de lux sau un apartament? El a făcut ceea ce trebuia făcut ca să își poate permite să-și cumpere o mașină de lux, un Mercedes sau un BMW, eu îmi pot permite, atâta mă duce minte, educația, condițiile sociale, nu-i nicio tragedie. Dacă unul s-a vaccinat, dacă și-a raportat boala în mod responsabil, dacă se testează sau e dispus să se testeze, de ce să aibă drepturi cu cineva care nu vrea să facă niciunul din aceste lucruri? Și atunci această discuție, care într-adevăr este o discuție între noi la nivelul societății civile și în politică, noi acum când ieșim din valul 3 va trebui să hotărâm totuși. Până la urmă, povara pentru această pandemie a fost purtată un an de zile de oameni irresponsabili. Bătrâni, tineri, adulți au stat în casă, s-au păzit de virus, au ținut pandemia sub control, acum s-au vaccinat și au raportat boala și ce o să facă? Tot o să plece din țară în vacanță pentru că acolo să fie primiți cu acest pașaport verde, în vreme ce la noi acest lucru este contestat încă. De ce? Pentru că e o minoritate care nu vrea să facă lucrurile astea și eu înțeleg. Dacă nu vor să facă, nu-i nicio... Întotdeauna și ei opțiunea să rămână închiși în casă și să se ferească de boală, cum am făcut-o și noi. Dar, din nou, este o discuție care ține de societatea civilă, de noi ca societate, în ce fel de solidaritate, că ne trebuie o formă de solidaritate, fie unul pentru toți, adică stăm toți închiși în casă, ca în Australia când este un singur caz și când e totul garantat la fel de sigur pentru toți, ieșim din casă și nu înainte, fie este solidaritatea unul pentru toți, în care dacă unul dintre noi e vaccinat și poate să iasă și se poate ocupa să muncească, atunci va suporta o parte din povară pentru cei care nu pot să facă asta. Și vedem că nu se întâmplă lucrul ăsta. Adică avem o industrie care e permanent închisă, de un an de zile pentru ei pandemia nu este așa floare la ureche, și avem o altă industrie care prosperă chiar în pandemie. Toată industria asta care se poate desfășura de acasă, ei nu sunt taxați și nici nu vor să fie taxați, pentru că, vezi, Doamne, pleacă din casă. Deci suntem complet nesolidari și acest sentiment de lipsă de solidaritate socială cred că este cel mai rău lucru care ne macină acum ca societate și scoate oamenii din stradă, faptul că nu mai putem avea încredere în guvern, nu mai avem încredere între noi și cred că aici ar fi cea mai mare oportunitate pentru noi să ieșim mai puternici ca națiune. Uitați-vă la Marea Britanie sau la Israel. E vreo îndoială că vor ieși mai puternici din această criză decât au intrat? Uitați-vă ce frumos au solidarizat, vaccinează, dar stau închiși în casă, testează. Dar cum am putea să-i motivăm pe oamenii ăștia să se vaccineze? Ce am putea să le promitem? Nu știu, dacă vă vaccinați, puteți merge în vacanță, puteți ieși, puteți merge la serviciu, puteți merge oriunde fără să mai purtați mască, nu știu. Dați-ne dumneavoastră o soluție. Din punctul meu de vedere, suntem deja de mai mult timp în perioada în care trebuie să atașăm beneficii la aceste măsuri de siguranță. Nu mai merge cu bățul, ca să zic așa. Da, el trebuie să fie undeva acolo cu amenzi, cu controle. Dar am stat și eu de vorbă cu industria, nici măcar ei între ei nu sunt dispuși să se reglementeze. Dacă indiferent ce faci, primești același lucru. Răspunsul este simplu. Într-un singur cuvânt se numește libertate. Libertatea nu este gratis. Asta scrie la cimitirul eroilor din Washington. E un panou mare de grese, freedom is not free. Pentru libertate am plătit cu sânge, ne-am luptat, n-am fi ca țară dacă nu ne-am fi asumat un cost foarte mare. Și suntem ocupați de pandemie. Dar dacă ne vaccinăm, dacă ne testăm boala, ni se poate permite o oarecare doză de libertate. Într-adevăr, acești bătrâni poate să iasă din casă dacă arată un certificat verde, poate să meargă la cumpărături, că ei n-au, așa, nu vor să meargă la concert, dar mai ales cea mai mare problemă care o să avem este cum vaccinăm tinerii. Ei nu fac forme grave de boală, nu interesează prea mult. Pe tine trebuie să-i motivăm. Dar dacă îi las la untold când sunt vaccinați, o să facă coadă la vaccin. Dar dacă îi las la aceste locații fără
nicio condiție, atunci nici vaccinarea nu o să am. Trebuie, și vedeți că și în Germania se discută despre asta, chiar dacă nu este convenabil politic, este singura formă în care putem depăși anumite praguri. Păi în Israel au început să le dea și șaturi, nu mai știu ce să facă ca să determine să se vaccineze și acel ultim procent. Să nu uităm că o să avem probleme mari după 50% din populație vaccinată. Intrăm deja oricum după 40% în zona scepticilor, dar după 70% încolo intrăm în zona negaționiștilor. Aceștia vor fi foarte greu de vaccinat fără niște măsuri cumulate de recompensă și restricții simultan aplicate. Este mult mai motivant să te vaccinezi dacă ești în Anglia, când ești într-o carantină dură, în care știi că ieși împreună doar când suntem toți vaccinați din carantină și merg așa mai departe, și în Israel la fel, decât la noi, în care fiecare face ce vrea. Într-adevăr, personal și eu și familia mea suntem vaccinați, dar pe de altă parte chiar și vaccinul ne oferă doar, ne cumpără timp. Dacă noi la noi unii merg la petreceri, alții stau în casă. Da, și dacă nu stingem pandemia rapid și simultan peste tot, nu facem altceva decât să punem ceea ce se numește o presiune selectivă pe virus. Vedeți, când noi am început să ne închidem în casă, am pus o presiune selectivă pe virus, astfel încât am selectat acele tulpini care depășesc bariera asta, distanța socială, se infectează mai repede. Următoarea presiune selectivă am pus-o, vedeți, în Franța, avem virus care au început să evite testarea RT-PCR și antigenică. Nu mai sunt la fel de ușor de detectat. Sunt oarecum invizibili și asta i-a speriat de a băgat în carantină. Acum am început să vaccinăm, am introdus o nouă presiune selectivă care va extrage statistic, domnul profesor vă poate confirma, statistic vom extrage acele tulpini care n-au avut un motiv să devină prevalente pentru că n-a fost nicio presiune selectivă ca să le extragem. Dar pe măsură ce noi eliminăm celelalte tulpini, le creăm practic scena și vor apare tulpini rezistente la vaccin, mai ales că sunt multe țări ca România. Care sunt previziunile dacă dispare această tulpină britanică? Ce alte tulpini ar mai putea apărea? Avem două tulpini care știm deja că circulă. Această curbă produsă de virusul britanic, vedem că a intrat deja într-un platou. Ne așteptam pe la mijlocul lunii aprilie să se întâmple. Asta a intrat chiar ceva mai devreme. Probabil că noi, ne testând atât de puțin, nici n-am văzut debutul ei corect. Dar este clar că în luna aprilie vom ajunge la un platou și vom vedea o scădere a numărului de cazuri noi. Chiar dacă următoarele două săptămâni vor veni știri foarte proaste din spitale, pentru că curba infectărilor și a deceselor vine în urma curba îmbolnăvirilor. L-am atins vârful? Da, cam suntem în zona vârfului. Sper și eu că cel târziu, în următoarea săptămână, suntem la vârf, dar poate că deja l-am atins și suntem în platou sau chiar în scădere. Ați vorbit adineauri de revoluție și de libertate. Revoluția a plecat de la Timișoara și carantina din această perioadă tot de la Timișoara. Voiam să discutăm puțin despre carantinarea Timișoarei la 7,49 rată de infectare și ieșirea Timișoarei din carantină la 3 săptămâni distanță cu o rată de, dacă nu mă înșel, 7,64 rata de infectare. De ce s-a produs acest fenomen? După 3 săptămâni în care ar fi trebuit să se ajungă la un platou și să nu mai fie cazuri. Totuși, oamenii au avut restricții timp de 3 săptămâni. Da, în Timișoara, acum chiar mă uitam că asta am vrut să verific, rata de incidență este la 6,41. Deci avem o scădere importantă și județul Timiș a coborât sub 7. Ce se întâmplă? 2 săptămâni după măsuri, pandemia evoluează independent de acele măsuri. Dacă e pe curba ascendentă, va continua să urce. Și în dacă cât timp se văd rezultate după o perioadă de restricții? Rezultatele se văd după 2 săptămâni deja. Fie un platou, fie debutul unei curbe descendente sau unei curbe ascendente, dacă sunt, eu știu, măsuri de stimulare a infecțiilor, relaxări sau lucruri de genul ăsta inoportune. Deci avem o 2 săptămâni de inerție pentru că pur și simplu indicatorii ăștia sunt tardivi. Durează 14 zile să se maturizeze pentru că se ia incidența pe 14 zile la noi și cu 3 zile după. Măsurăm târziu, nu mai măsurăm decât în România, practic se testează doar urgențele. Dacă n-ai sunat la 112, aproape exclus să te testeze cineva. Deci asta iară e cu vreo încă o săptămână. Deci suntem undeva cu 3 săptămâni în urma curbei reale. Și de aceea până o măsură, până se vede în curbă, durează cel puțin 2 săptămâni. Dar de obicei 2-3 săptămâni. După o lună, în schimb, cum se vede și în Timișoara, măsurile sunt clare, adică incidența la noi este într-un trend descendent clar. În vreme ce în Ilfov, București și Cluj, unde nu s-au luat măsuri, a continuat să crească. Acum, chiar și în aceste județe cu măsurile care s-au luat, mă aștept să văd cam peste tot un platou, pentru că, din multe puncte de vedere,
mai degrabă decât măsurile în sine, mesajul inclus în aceste măsuri este important, dar atrage atenția populației că e cazul să o lase mai moale cu relaxarea, ca să spunem așa. E un mesaj trimis indirect că situația e rea și că suntem pregătiți și lumea se mai temperează puțin din punctul ăsta de vedere. Mereu măsurile astea au un efect mai mare decât măsura în sine de multe ori. Aș vrea să-i dau cuvântul și domnului Gherguț. Spuneți-ne cum s-a putut produce acest lucru, ne-a spus și domnul Jurma, când vorbim de statistici. Cum calculăm aceste lucruri și cum știm cu rata de infectare, cum trec măsurile, rata crește, nu scade? Domnul Jurma a expus foarte bine și destul de larg și chiar cu o serie de detalii tot ce se ascunde în spatele acestor cifre, care realmente sunt foarte multe. Dacă ne uităm pe site-ul INSP, avem un set de date. Dacă ne uităm pe știri oficiale, de asemenea, un alt set de date. Și din toate acestea încercăm să găsim acea, eu știu, cifră relevantă care să dea o decizie mai bună. Nu neapărat, pentru că ele sunt prezente. O platformă unde să putem să ne informăm 100%. Asta în mod cert. Asta în mod cert. Și niciodată acțiunile de informare sau de oferire de explicații nu sunt vreodată suficiente. Și permanent trebuie făcut un efort în acest sens. Și dacă vrea cineva, cum bine spunea și domnul Jurma, să se uite pe niște date, este foarte greu să găsești așa numita sursă unică de adevăr. Sau cel puțin un loc în care majoritatea informațiilor absolut necesare, vitale, chiar și pentru un analist, sau poate mai ales pentru analiști, să fie disponibile. Dacă ne uităm la datele ultimelor două săptămâni, observăm că media zilnică, bun, astăzi este luni, nu? Da? Și dacă ne uităm la luni care un weekend, nu? Da, dacă ne uităm la cifra numărului de infectări de astăzi, ne-ar da, eu știu, oareși ce, eu știu, un sentiment pozitiv că vedem o scădere față de zilele anterioare. Însă acest ciclu îl vedem în fiecare săptămână, săptămână de săptămână, lucrurile sunt foarte clare. Dar dacă ne uităm la media zilnică de acum două săptămâni și la media zilnică de săptămâna trecută, am putea vedea că media zilnică este într-o oarecare scădere. Dar nici de cum asta nu trebuie să ne ducă, uite, e cazul să o lăsăm mai, cum bine spunea și domnul Jurma, să o lăsăm mai ușor cu restricțiile. Ba tocmai ele trebuie transformate ca mesaj în direcția am luat măsurile acestea, am făcut sacrificii, se pare că suntem pe drumul cel bun, dar nu trebuie să abandonăm, trebuie să continuăm. Ei, acum, când ne întoarcem către riscuri, iarăși sunt lucruri care ar trebui să cumva să ne preocupe pe fiecare, pentru că dacă ne uităm într-o mare de informații și de cazuri detaliate și raportându-ne la propria persoană, atunci putem spune de ce atâta sacrificiu, de ce atâtea restricții. Și când ne uităm în partea cealaltă la cifrele de masă, care ne spun că lucrurile nu sunt deloc atât de simple și, eu știu, nu dau deloc această imagine pozitivă pe care ne-am dorit-o, asta ne spune că, da, trebuie să facem ceva ca să ținem pandemia sub control. Și când vorbim de riscuri, iarăși poate e un lucru care ar fi bine să fie mai larg cunoscut. Pentru că se vorbește despre vaccinuri din punctul de vedere al eficacităților. Și asta e situația. Englezii folosesc trei cuvinte diferite. Efficacy, effectiveness și efficiency. Noi, când vedem cifrele comunicate de producătorii acestor vaccinuri, vorbim despre eficiență. Eficiență. Dar nu despre eficacitate, și anume faptul că își ating ținta pe care și-au dorit-o. Și când, spre exemplu, se spune despre AstraZeneca, are o rată de eficacitate de 70%, asta ce vrea să spună? Cumva pe dos. Și anume că persoanele care se vaccinează, în cazul acesta cu vaccinul AstraZeneca, au pe undeva un risc cu 2-3 mai mic de a contracta boala în condițiile în care s-au vaccinat în comparație cu altcineva care nu s-a vaccinat și cel puțin are aceleași caracteristici și riscuri de a contracta boala. Astfel de informații trebuie comunicate și explicate în contextul și potrivit ca să se înțeleagă cifra, pe înțelesul oamenilor, ca să înțeleagă ce vrea să spună o cifră de acest gen sau altul. Și iarăși foarte important, apropo de ce s-a luat decizia de a vaccina
în primul rând persoanele vârstnice sau cei cu boli cronice și apoi, să zicem, pe cei esențiali sau din economie sau din administrație. Faptul că aceste vaccinuri, și asta este, sunt ascunse de acele cifre, practic de acele studii, care până la urmă, hai să le numim și totul statistici, care vor să spună că aceste vaccinuri sunt, au eficacitatea promisă, să spunem, pentru cazurile grave. Da, pentru cazurile grave, pentru efectele grave ale bolii care pot duce la spitalizare sau chiar la moarte. Deci un astfel de vaccin nu ne protejează total. De a doua zi, sau știu, după două săptămâni, cum se spune, după administrarea ultimei doze, gata, ne-am eliberat și nu mai avem niciun risc, fie noi să ne îmbolnăvim sau să îmbolnăvim pe alții. Și astea sunt lucruri care trebuie să facă parte dintr-o campanie constantă, statornică de comunicare, tocmai în încercarea de a ajunge la acele procente despre care se spunea astăzi că am dorit să le atingem 10 milioane sau 70% în cele din urmă. Și astea sunt elemente care, vedeți, nu sunt, cum să spun, în așa zis un sistem... Nu e așa cum s-a spus, că gata, ne vaccinăm, putem să stăm fără mască? În niciun caz. Cel puțin dacă este să dăm crezare celor care se pricep la aceste lucruri și ne spun este bine să faceți așa pentru că, o rațiune de bun simț și de un minim spirit de conservare ne spune, dar oare de ce să nu le avem în vedere, să le respectăm, pentru că odată ne protejăm pe noi, ne protejăm sănătatea noastră și evident și pe altora. Domnule Jurma, spuneți-ne și dumneavoastră ce părere aveți. După ce ne vaccinăm, mai trebuie să purtăm mască? Suntem protejați? Aici e foarte bine că l-avem pe domnul Gherguț alături de noi, pentru că e nevoie ca oamenilor să li se explice aceste lucruri care țin de statistică, în niște termeni care să poată să înțeleagă de către cineva cu răbdare, care să ia fiecare lucru în parte, să-l desfacă în bucățele. Discutăm de riscuri și avem un risc personal și avem un risc epidemiologic, adică comunitar. Dacă noi ne vaccinăm, 95% dintre noi vom dezvolta, eu știu, să luăm Pfizer, AstraZeneca, 70%, toate au un anumit procent. Probabilitatea ca tu să faci o formă gravă de boală este aproape zero, indiferent cu ce te vaccinești. Deci tu personal ești protejat de o formă gravă de boală, deci pentru tine va fi doar o gripă în ghilimele, doar dacă te-ai vaccinat. Și asta e garanția care îți oferă orice vaccin. Acum, următoarea garanție pe care o cotăm la vaccin este protecția aceasta comunitară. Vrem să înlocuim această imunitate de turmă, cum mi se mai spune, în loc să o facem toți infectându-ne cu virusul viu, să-l facem să infectându-se cu virusul mort, în ghilimele, cu bucăți de virus, indiferent cum îi spunem și indiferent cum este prezentat, niciun vaccin nu ne produce boala. Dar prezintă sistemului imun o simulare, ca la țintă. Soldații vrem să se antreneze într-un poligon, nu-i trimitem direct într-un câmp de bătălie și să fie măcelăriți de dușmani. Vrem să-i fie instruit. Așa face și cu sistemul nostru imun. Și atunci, aceste vaccinuri, cu cât sunt mai puțin eficiente, cu atât un procent mai mare din populație trebuie vaccinat și viceversa, cu cât vaccinurile sunt mai eficiente în a genera acești anticorp neutralizanți care împiedică transmiterea. Și atunci, mai ales în perioada până noi ajungem la un grad de imunitate în populație, vaccinați sau nevaccinați, de peste 70%, masca devine necesară din două puncte de vedere. Odată pentru avem și o imunitate celulară. Despre asta nu prea ne spune nimeni nimic și chiar voiam să vă întreb, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și am zis să vă întreb despre această imunitate celulară despre care nu vorbește nimeni. Ce înseamnă această imunitate celulară? Sunt două mecanisme de protecție pe care le avem. Aceste gloanțe care vedeți, anticorpii produse de niște celule specializate, care se și măsoară, sunt ușor de măsurat, de asta vorbește toată lumea de ei că se măsoară, și o imunitate făcută de celule, ca și cum ar fi tankurile, dacă vreți. Aceste celule sunt foarte eficiente și prin combinația între celule cu anticorp, care secretă anticorp și imunitate celulară, se dobândește o imunitate robustă și pe termen lung. Din fericire, vaccinurile din generația nouă, mai ales, produc și o imunitate celulară foarte bună, care este extrem de necesară pentru cele două tulpini de care ați întrebat ce vine după valul 3 produs de tulpina britanică. Nu știm. Știm doar că circulă la noi deja două tulpini foarte periculoase, mai periculoase din anumite puncte de vedere decât tulpina britanică, cea africană, tulpina sud-africană și exact și cea braziliană, care începe să fie tot mai
păzesc. Ei bine, acest vaccin ne păzesc inclusiv de aceste forme mai grave de boală, însă nu știm dacă și epidemiologic, adică nu vom face forme ușoare. Toate vaccinurile care le vom sau transmite. Un anumit tip de vaccin ne protejează de aceste tulpini? Știm sigur că Pfizer și Moderna sunt eficiente, se pare că Johnson & Johnson la fel. AstraZeneca, după cum știți, în Africa de Sud nu a avut o eficiență suficient de mare pentru a merita să continue vaccinarea. Nu înseamnă că nu păzește și AstraZeneca față de o boală, o formă gravă de boală, doar că imunitatea de grup pe care o produce este mai scăzută pe zona de tulpină sud-africană și se pare că pe tulpina braziliană e chiar foarte bună pe de altă parte. Deci nu avem date foarte concrete, dar sunt sigur că vor veni. Ideea este că va trebui să avem, să dublăm vaccinarea cu măsurile acestea de protecție, odată ca să nu ne infectăm și să transmitem, exact ca și tinerii, o formă ușoară, dar să participăm în continuare la lanțul de transmitere și nu ne vom elibera complet, nu vom reveni la acea veche normalitate după care tânjim până când nu vom stinge complet pandemia de pe teritoriul țării noastre. Asta trebuie să fie un obiectiv asumat pe care încă nu l-am auzit. Am auzit numai de relaxare, dar niciodată nu avem un obiectiv strategic pe care să-l atingem ca să primim relaxarea asta ca bonus, cum se întâmplă în Israel, în Anglia și așa mai departe. Da, din păcate aceea... nu mai avem foarte mult timp, adică nu mai avem deloc. Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și vom mai discuta pe acest subiect. Sunt Iulia Bălușă și ați urmărit 60 de minute.